Bună ziua! Interviurile video, Puterea Știrilor, continuă live pe pagina noastră de Facebook, dar și înregistrat pe YouTube, bineînțeles. Alături de mine, prin intermediul Zoom de această dată, este domnul Cristian Bușoi, eurodeputat, președintele Comisiei pentru Industrie, Energie și Cercetare din Parlamentul European. Bună ziua, domnule Bușoi, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de PS News și de privitorii și cititorii PS News. Domnule Bușoi, trendul ascendent al inflației pare de neoprit. Rata anuală a inflației a urcat la 13,76% în luna aprilie. Înțelegem de la BNR care ne spune printre altele să bem și un ceai de tei, însă aici este bineînțeles o altă discuție, că România nu are totuși cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile din acest punct de vedere și la ce să ne așteptăm în perioada următoare? În mod evident, inflația a ajuns la niveluri record nu doar în România, ci și în țări mult mai dezvoltate și mai puternice din punct de vedere economic decât România. Am urmărit discuțiile din SUA, am fost și la Washington în urmă cu două săptămâni și acolo este un nivel record al inflației, neîntâlnit în ultimele decenii. E un subiect pe agenda europeană. Cauzele sunt multiple și până la urmă, evident, e doar o discuție mai degrabă teoretică. Important este cum putem limita efectele inflației. Dar era de așteptat că în urma pandemiei redeschiderea unor activități economice, a unor servicii, redeschiderea apetitului oamenilor de a consuma, de a călători, de a consuma bunuri și servicii, pachetele de sprijin financiar din Statele Unite ale Americii și din Uniunea Europeană, acel mecanism de redresare și reziliență, ceea ce în România se traduce cu PNRR și banii injectați de către Banca Centrală din SUA și Banca Centrală Europeană, lichiditățile care au ținut totuși economia pe linia de plutire, piețele financiare, bursele, capitalizarea întreprinderilor și mai nou războiul din Ucraina, invazia Ucrainei, invazia ilegală Ucrainei de către Rusia, creșterea prețurilor la energie, și aici o întreagă discuție cu cum au crescut prețurile la energie. Toate acestea au fost ingrediente care au dus la această situație îngrijorătoare, în care, în mod evident, veniturile oamenilor nu mai țin pasul cu creșterea prețurilor, puterea de cumpărare, nivelul de viață se diminuează. Și sigur, sunt și alte efecte economice care sunt îngrijorătoare. Acum, dacă ne uităm la România, sigur că cel mai important lucru este să continuăm trendul de creștere economică. Este important să ținem o stabilitate și o încredere a investitorilor și, foarte important, o încredere a agențiilor de rating care să ne permită să susținem deficitul bugetar la dobânzi cât de cât acceptabile, chiar dacă și acestea au crescut față de perioada anilor trecuți. Și trebuie să ne concentrăm pe implementarea și aducerea în țara fondurilor europene, pentru că vorbim de câteva miliarde de euro care ar face o mare diferență în bugetul anului 2022. Care sunt ultimele discuții din Parlamentul European vis-a-vis de această problemă, inflație foarte mare, pe care nu o regăsim doar în România, așa cum spuneam și mai devreme? Multe alte state se confruntă cu această problemă, de la invazia, mai ales de la invazia rusă în Ucraina. Nu se pot lua decizii la nivel european în materie de economie, de fiscalitate. Fiecare țară trebuie să-și ia propriile decizii, dar, evident, există și mecanisme la nivel european, există anumite acțiuni pe care Banca Centrală Europeană le poate lua, mai ales pentru zona euro, dar evident că asta poate să influențeze și celelalte țări ale Uniunii Europene. Și unul dintre mecanismele prin care putem limita efectele inflației, prin care putem crește veniturile oamenilor ca să facă față cu creșterea prețurilor și de asemenea să susținem creșterea economică, este în mod clar investițiile din planul de reziliență și redresare. Ori aici se concentrează Parlamentul European și cere țărilor membre să accelereze cât mai mult posibil
aceste proiecte, pentru ca banii pe care avem la dispoziție și care au fost deciși de către liderii țărilor Uniunii Europene să ajungă în economie și la oameni. Care sunt ultimele discuții din Parlament referitoare la dependența energetică față de Rusia? Care sunt soluțiile concrete pe care le vede Uniunea Europeană? Știți foarte bine că Uniunea Europeană a luat o decizie foarte clară, foarte hotărâtă, cu o puternică susținere atât în Parlamentul European, cât și în, la nivelul statelor membre. Această decizie este de a înlocui gazul, importurile de gaz din Rusia cât mai repede posibil, cel mai târziu până la sfârșitul acestui deceniu, și de a reduce încă din acest an în mod semnificativ importurile de gaze din Rusia. În paralel, evident, se discută soluții pentru importurile de petrol și știți că sunt discuții avansate pentru al șaselea val de sancțiuni economice și interzicerea totală a importurilor de petrol din Rusia. Chiar în aceste zile au loc discuții între statele membre. Posibil ca în final să se dea un termen mai lung sau să se facă o excepție pentru 4 țări europene care sunt total dependente și care n-au nicio soluție imediată de importuri alternative și de prelucrare. Pentru că aici problema este și de cine deține rafinăriile. Chiar dacă ai petrol din alte părți decât din Rusia, dacă rafinăriile din țara ta sunt deținute de firme rusești, e posibil să refuze să prelucreze petrol din alte surse și atunci să vină o situație explozivă în ceea ce privește accesul la carburant. Nu doar să crească și mai mult prețul la benzină și motorină, ba chiar să ajungem la situații de penurie, situații în care lumea să ajungă aproape fizic să se bată pe un plin de benzină sau motorină, cozi și lucruri pe care omenirea le-a mai experimentat în anii 70-80, atunci când au fost primele crize ale petrolului datorită evenimentelor din Orientul Mijlociu. Dar întorcându-ne la gaz, decizia este aceea de a renunța la importurile din Rusia și planul de acțiune este pe trei direcții. Prima direcție este de a găsi furnizori alternativi și putem importa mai mult gaz LNG din Statele Unite ale Americii și din Qatar. Sunt discuții aprofundate cu Statele Unite ale Americii, un task force comun la nivelul Departamentului de Stat și Departamentului de Energie din SUA și la nivelul Comisiei Europene, care analizează ce trebuie făcut pentru a crește importurile de gaz lichefiat din SUA. La fel sunt discuții avansate cu autoritățile din Qatar, iar gaz convențional, să zicem așa, din Norvegia, și am fost săptămâna trecută în Norvegia la cea mai mare conferință de gaz și petrol a industriei de acolo și am avut o întâlnire bilaterală cu ministrul energiei din Norvegia. Deja au crescut livrările față de Uniunea Europeană cu 6% față de anul 2021 și vor să dea o cantitate cu 10% mai mare față de 2021 până la sfârșitul anului. Norvegia este al doilea mare producător, a doua mare sursă de gaz pentru Uniunea Europeană în acest moment. Ca privitorii să-și facă o idee, importăm 40% din necesarul de gaz din Rusia și 24% din Norvegia. Norvegia are mai mult de jumătate din cantitatea pe care o importăm de la ruși, deci parteneriatul cu Norvegia este foarte important și creșterea, chiar dacă nu e spectaculoasă, este extrem, extrem de importantă, este esențială. De asemenea, sunt discuții avansate cu Algeria, pentru că avem conductele pe sub Marea Mediterană, care ajung în Spania, și care apoi, deodată ce va fi terminată interconectarea Franța-Spania, updatată, ca să zic așa, pentru noile fluxuri, acel gaz poate ajunge în toată Uniunea Europeană. Și în mod special pentru România, discuțiile cu Azerbaijan, pentru că de la Azerbaijan pot ajunge gaze în Grecia, Bulgaria, România, iar prin Transatlantic Pipeline în Italia, și cu investiții de în jur de 1 miliard de euro, această conductă esențială poate să-și dubleze capacitatea. Deci acesta este un câmp de acțiune, de a găsi alți furnizori și de a găsi noi cantități de gaz. Nu se pot întâmpla mâine aceste lucruri, dar trebuie pornit de undeva. Apoi s-a venit cu propunerea de a
impune un minim obligatoriu de 80% în acest an și 90% începând de anul viitor, rezerve de gaz în toate țările Uniunii Europene, pentru a fi pregătiți în această iarnă și în iernile care vin, să avem rezerve care să ne permită să fim, în cazul unei întreruperi, să putem să continuăm activitățile și încălzirea, activitățile economice și încălzirea oamenilor pentru o perioadă de timp, și o platformă comună de achiziționare a gazului, care înțeleg din decizia Ministrilor Energiei că se va transforma în mai multe platforme regionale. De exemplu, România se va coordona cu Bulgaria și Grecia pentru ca împreună să achiziționeze gaz. Atunci când tăunești mai multe piețe, mai multe țări, evident că prețurile pot fi mult mai bune decât dacă ai negocia în mod individual. Și cea de-a treia și ultima direcție de acțiune este de a reduce consumul de gaz în general. Cum? Mai multă electricitate din regenerabile și vom crește ambițiile pe regenerabile, mai multă eficiență energetică, și este un studiu că dacă s-ar reduce în medie cu un grad temperatura în toate clădirile publice și clădirile private din Uniunea Europeană, am putea economisi o parte importantă din gazul pe care îl folosim acum, iar un grad este imperceptibil. Cred că nu am simțit nicio diferență termică dacă vorbim de un grad de la 23 la 22, de la 22 la 21, depinde fiecare cum își setează temperatura, și accelerarea producției de hidrogen și folosirea hidrogenului. Bun, în aceste condiții, domnule Bușoi, nu putem să nu ne întrebăm dacă mai pot fi îndeplinite obiectivele Green Deal. O parte din obiectivele Green Deal vor fi și mai ambițioase și mai puternic susținute. V-am amintit mai devreme trei dintre ele, regenerabile, partea de regenerabile, și acum avem legislația inclusiv la Comisia unde sunt președinte și vom crește ambiția pe regenerabile față de propunerea Comisiei Europene, pe eficiență energetică și pe hidrogen. Într-adevăr, sunt unele discuții legate de mecanismul ETS, de extinderea ETS asupra transportului și asupra clădirilor, adică acelea care nu sunt eficiente și nu sunt pe bază de combustibil nepoluanți în cazul transportului sau de surse de încălzire din surse non-fosile, să plătească certificate de CO2, pentru că vorbim de emisii importante de CO2. Ultimele discuții și din Parlamentul European și din Consiliu este că față de propunerea inițială a Comisiei Europene se va modifica puțin, în sensul în care se va începe cu clădirile publice și abia din 2029 intră clădirile private, și s-au mai amânat puțin anumite decizii luate de partea de extindere ETS pe transport. Dar obiectivul anului 2050 de carbonizare totală, emisii zero de CO2 de pe continentul european, din țările Uniunii Europene, rămâne un obiectiv strategic asumat și susținut de, în continuare, de o largă majoritate a Parlamentului European și a țărilor mele. Tot în contextul războiului din Ucraina, vedem o dorință, domnule Bușoi, a statelor nordice de a fi integrate în NATO. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Cred că este unul dintre efectele pe care președintele Rusiei și cei care au decis această invazie criminală, ilegală, nu le-au luat deloc în considerare. Cred că sunt trei surprize majore și trei efecte nedorite, dar bune pentru NATO și țările Uniunii Europene, cât putem vorbi de lucruri bune în această tragedie imensă. În primul și în primul rând, nu a fost luată în considerare rezistența, eroismul Ucrainei, poporului ucrainian, și prin eroismul lor ne apără până la urmă pe toți ceilalți din această regiune și arată întregii lumi că o națiune mândră care vrea să-și păstreze libertatea nu poate fi îngenunchiată chiar de o țară mai mare și aparent mai puternică din punct de vedere militar. Aparent, pentru că deocamdată lucrurile nu par a sta în acest fel. A doua consecință la care nu se gândea președintele Rusiei a fost solidaritatea totală a țărilor Uniunii Europene. Cu mici excepții, știm că sunt
câteva țări care mai au uneori nuanțe, dar marea majoritate a țărilor Uniunii Europene sunt solidare și au reușit să ne facă aceștia care au luat decizia să invadeze Ucraina să înțelegem că trebuie să fim mai puternici, mai uniți, să investim mai mult în apărare și să ne coordonăm mai bine pe toate deciziile în aceste domenii strategice. Și a treia chestiune pe care nu cred că la care nu se așteptau este că două țări care până acum erau foarte atente să nu genereze tensiuni diplomatice, chiar politice, militare, au înțeles că singura șansă și singura garanție este de a fi parte din familia NATO. Deci Finlanda și Suedia au decis să se alăture NATO. În ciuda deceniilor de neutralitate pe care le-au petrecut, astăzi pare că a fi o decizie puternic susținută de populație și de clasa politică din fiecare dintre aceste țări și e un lucru foarte bun pentru Uniunea Europeană și pentru NATO. Posibilă reacția Rusiei, care ar putea? Din păcate, pentru Rusia a din păcate, tot felul de amenințări. Da, nu din păcate, am văzut odată cu invadarea Ucrainei, o invadare ilegală, neprovocată, că nu mai poți să estimezi în mod rațional anumite reacții pe care le poate lua Rusia. Și în foarte multe din decizii, iraționalul a devenit cuvântul de ordine, începând cu, evident, cu invadarea, după aceea cu masacrul de la Bucea și alte masacre, cu atacarea populației civile, cu amenințări privind armele tactice nucleare sau anumite arme chimice, toate acestea sunt lucruri iraționale. Prin urmare, din păcate, pentru securitatea planetei, nimic nu poate fi exclus a priori. Dar dacă vreți o opinie personală, nu cred că putem vorbi de o amenințare fizică, militară la adresa Finlandei și Suediei. În primul rând, sunt țări ale Uniunii Europene. Sigur că nu sunt țări foarte mari, nu sunt țări cu armate sofisticate, dar totuși sunt țări care se pot apăra singure, sunt țări care au o putere economică pentru a rezista în fața unei agresiuni. Deci, pe de o parte, nu e atât de simplu să ataci două țări ca Finlanda și Suedia și fiind partea Uniunii Europene, ne fiind încă partea NATO, dar fiind partea Uniunii Europene, cu siguranță reacția va fi diferită față de Ucraina, pentru că există solidaritate cu Ucraina, există sprijin umanitar, există sprijin economic, există sprijin logistic, există sprijin informațional, există sprijin în arme și în capabilități de luptă. Dar nu s-a pus problema și nu se va pune să trimitem soldați din țările Uniunii Europene sau țările Uniunii Europene să intre în război oficial cu Rusia. Dacă însă ar fi atacate Finlanda și Suedia, evident că ar fi cu totul și cu totul alte discuții la nivelul Uniunii Europene. Și apoi, în ultimul rând, să nu uităm că totuși trebuie să ai și cu ce să ataci. Ori în acest moment, armata rusă atât de puternic glorificată înainte apare a fi departe de imaginea pe care a încercat să fie creată celor din armata Rusiei, se zbate pe anumite fronturi și pe anumite operațiuni din interiorul Ucrainei. Nu există în acest moment capacitatea de a ataca o altă țară. E adevărat că mai sunt rezerve în Rusia, dar nu cred că ar putea să rămână total neapărată, total vulnerabilă și să-i trimită acele rezerve să atace alte țări. Așa încât cred că, deși nu trebuie să excludem niciun fel de acțiune dramatică și inconștientă și responsabilă, e puțin probabil să vedem încă un război acolo. Domnule Bustoi, eu vă mulțumesc că ați intrat prin intermediul Zoom alături de noi. Eu vă aștept și în studioul nostru, bineînțeles. Iar pe voi, cei care ne priviți, vă invit să ne urmăriți în continuare, să ne dați un like și un subscribe și pe pagina noastră de YouTube Puterea Știrilor. Vă mulțumesc!